credințe, cum a fost până cu 1900 de ani, de o perioadă bună de timp, este culoarea homosexualilor. Și a desfrânării. Tocmai contrariul. Deci putem conchide, pentru că asta de fapt ne interesează dincolo de explicațiile lingvistice și dincolo de explicațiile de fenomenologia religiilor, putem conchide că atunci când noi nu sărbăm nașterea Domnului, ci sărbăm Moș Crăciun, practic noi practicăm un cult păgân. Practic un cult păgân. Și aici e ceva chiar foarte interesant. Chiar dacă nouă ni se pare, chiar dacă el vine cu ho-ho-ho, cu cadouri, cu chestia asta, cu impresia asta de armonie. Am văzut pe cineva care deține o funcție foarte, foarte importantă în structurile Bisericii Ortodoxe Române, care dădea o explicație că este trimisul lui Iisus către copiii care din aceeași epocă cu el. De aceea, cum nu are cum să fie din aceeași epocă cu el. Iertați-mă, dar era pus într-un document oficial, nu era o explicație la un pahar de vin. Dacă respectivul făcea greșeala pe care o fac unii, că Crăciun era un tip care stătea în Betlehem și în momentul... Nu făcea acea greșeală. El încerca să spiritualizeze acest cult păgân, ca să vorbim pe românește, da? Dându-i, atașându-i un fel de semnificație, căutându-i un fel de rost. Semnificația adevărată se găsește numai la două neamuri europene. Grecii, unde la greci vine Sfântul Vasile cel Mare și aduce cadouri, și la român, unde vine Sfântul Nicolae. La ruși, perioada cu Sfântul Nicolae a fost foarte scurtă. La un moment dat, la mijlocul secolului XIX, țarul Alexandru al III-lea a decis că trebuie restaurată ideea de Sfântul Nicolae, pentru că de acel ded moroz efectiv tulbura apele bisericii și Rusia. Și ei știau despre ce e vorba. Comuniștii, după ce a fost făcută restaurarea lui Moș Crăciun, au zis că este un aliat al preoților, că este un dușman al clasei muncitoare și a trecut pe samizdat. Dar la un moment dat Stalin s-a prins că de fapt poate fi un element de comunizare și așa a apărut Moș Gerilă, care este varianta modernă a lui Ded Moroz. Dar care a fost, și în limba rusă, este de fapt varianta veche a lui Ded Moroz, este, pentru că e același lucru. Dar el a circulat și pe aici, pe la noi. Moș Gerilă. Și pe aici, pe la noi. Numai, dacă asta... vă aduceți aminte sketch-ul acela lui Toma Caragiu, care spunea Moș Gerilă, Moș Crăciun. Numai că varianta modernă care era lui Ded Moroz, pentru că era practic trimisul lui Stalin. Da. Păi... era trimisul lui Stalin. Deci se foloseau liderii sovietici de cultul personalității și l-atașau pe acest Ded Moroz fiecărui lider de stat. Dar ați spus că la un moment dat spaniolii sărbătoresc cei trei magi. Măcar ei pot să dea această idee pe care o spune acel om din structurile bisericii noastre, că Iisus prin aceștia trimite copiilor de aceeași vârstă cu el, îi face părtaș la bucuria nașterii lui? Da, pentru că în perioada sărbătorilor, mai ales a Crăciunului, cei care practic au dus vestea cea bună și care sunt urmașii magilor sunt colindătorii. Da. Ne trebuie să facem precizarea că noi nu avem nimic cu ideea de a aduce cadouri copiilor sau ceva de genul ăsta, dar vrem să mergem, să vedem până unde este corect o practică creștină și unde începe practica păgână. Mai ales că aici intervine altceva. Moș Crăciun în varianta lui vestică și păgână nu are tact pedagogic. La noi există ideea cu nuiaua, dacă nu ai fost cu minte să aduce nuiaua. Da, în cealaltă parte, mai ales acum, cum e Moș Crăciun comercial, dacă moșul nu aduce cadouri, înseamnă că ceva nu e în regulă. Inclusiv sunt cazuri înregistrate în Statele Unite de copii care, în dimineața de Crăciun, s-au sinucis pentru că moșul nu a adus nimic. Ceea ce este foarte grav. Practic, se creează o obligație ca acest moș, sub forma lui comercială care există, să vină. Că dacă te duci la copil și zici, mă, nu vine moșul ăsta, vine celălalt, nu merge. Da. Pentru că s-a inoculat ideea asta de prea mult timp și în România, foarte interesant, e veche de abia vreo 70 de ani. Pentru că în perioada interbelică, când a început să circule lumea prin Statele Unite și să aducă acest obicei, de marea masă populația a fost privit așa, cu ochi. Puțin cam bizar, nu? Aș vrea să vă întreb, ca să rămânem tot în sfera sărbătorii paralele cu sărbătoarea nașterii Domnului, deși practic trebuia să dedicăm spațiul nașterii Domnului, dar nașterea Domnului mai auzim dacă mergem în biserică și știm despre ce este vorba. Aș vrea să dedicăm o scurtă frază și acestui aspect. Se spune în televiziuni, nu în această televiziune, dar în televiziunile naționale, da? Pentru că acelea se ocupă cu chestia asta, cu reimprentarea ideilor în cap. Se spune în televiziuni că sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea familiei, a
plăcii între oameni, a reînnoirii, reînnoirii relațiilor familiale și atât. Eu n-am nicio îndoială că este tot ce se spune. Adică oamenii se adună, sunt în familie, se iubesc, se împacă, se... dar este suficient să spui că și atât? Adică nu mai e nimic la, în Crăciun decât această iubirismul acesta generalizat? Sau ea este infinit mai mult decât atât? Este clar că se încearcă ca sărbătoarea Crăciunului să fie scoasă de peste tot. Sărbătoarea nașterii. În esența ei creștină. Da, adică practic, Domnului, în esența noi creștină. Putem să folosim pretextul nașterii lui Hristos și putem să avem o sărbătoare, dar fără Hristos. Da. Putem vorbi despre asta? Problema. Asta da. Este trendul? Da, pentru că Hristos incomodează. Deci un prată sărbătoare, ne distrăm, ne bine, vine moșul, mâncăm. Nu, pentru că, practic, noi acum vedem, eu văd și eu și cred că și dumneavoastră vedeți, în anumite medii internautice, jurnalistice, când ai spus cuvântul Hristos, deja oamenii au și-au făcut gura pungă. Trebuie să fiți de acord că este această tendință. Este interzis să insulți islamul, bine, eu, după părerea mea este interzis să insulți orice religie, dar mentalitatea este așa, este interzis să insulți islamul, este interzis să insulți religia mozaică, este interzis eventual să insulți budismul, deși e atât de departe. Nici religie. Dar nu interesează mai pe nimeni acum. Da. Dar este absolut permis să-ți dai să ai orice atitudine față de Iisus Hristos. Și mai ales că ideea asta a fost și legiferată în Parlamentul European, s-a dat acum luna asta, s-a dat tot o lege prin care hula împotriva Duhului Sfânt și toate injurile la adresa lui Dumnezeu sunt permise ca formă de exprimare a libertății de expresie. Ca formă de exprimare a libertății de expresie, dar orice acuză la adresa unui alt cult, de exemplu, băi, voi sunteți eretici, da, asta se penalizează cu închisoarea. Ceea ce demonstrează, ceea ce, dacă mai e necesar, care este esența Uniunii Europene. Exact. Eu am avut un punct de vedere că este un stat teocratic. Ea este un stat teocratic. În ciuda acestui pretins laicism. E teocratic, e o teocrație, dar este acel teos. Da, dar e un teos păgân complet. Este o redescoperire a păgânismului, ar merita și probabil că o să facem într-o zi o emisiune despre cum a fost renăscut păgânismul în epoca modernă. Haideți să trecem puțin. Bun, trecem puțin, repet, sublinind că nașterea Mântuitorului Hristos este centrul acelei zile, 24-25. Apoi urmează momentul extraordinar al martirajului Sfântului Ștefan. Nimeni nu știe nimic despre asta. Nu știe nimeni. E a treia zi de Crăciun, mai am o zi liberă. Nu e a treia zi de Crăciun. Ea nu știu câtea zi a Revoluției Române. Pentru că aici mai apare altceva. Când deschidem televizorul în preajma Crăciunului, în loc să vedem ceva legat de nașterea Domnului, vedem ceva legat de lovitura de stat din decembrie 89. Eventual asasinarea lui Ceaușescu. Eventual asasinarea lui Ceaușescu și se bate foarte mult câmpul. Asasinarea ritualică lui Ceaușescu. Ritualică. Se bate ca să fim bineînțeleși. Se bate foarte mult câmpii pe nebunia asta și uite lumea efectiv. Adică în ziua în care în mod normal ar trebui să se ducă lumea la biserică, se adună lumea în cimitirul Belu, se plângă la mormântul lui Ceaușescu. Spuneți-mi, vă rog, nu greșesc și preoții, unii dintre preoți, că tratează puțin derizoriu această a treia zi de Crăciun, s-a făcut, repet, unii dintre preoți, da? S-a făcut un obicei, mergem în prima zi, citim pastoral, la a doua zi, dacă mai ne mai țin capacitățile, mai spunem și o predicuță, așa, ceva, un cuvințel despre a doua zi, soborul, nașterii, nu știu ce, iar a treia zi mergem și ne vizităm familiile, adică nici nu mai mergem, eventual închidem biserica. Sunt foarte multe locuri în care a treia zi de Crăciun nu se mai face slujba. Părintele ia și el o pauză. Nu e greșit asta? Pentru că, practic, e mare păcat. De ce? Pentru că, practic, se ia dreptul Sfântului Ștefan de a deschide ceva nou în biserică. Da, martirologia. Da. El a dat dictonul la mucinicie. Exact. Fiind primul exact. Mucinic. Și tu să nu-l pomenești pe primul mucinic, nu poți explica pe restul anului liturgic ce înseamnă mucinicia. Adică eu sunt de acord că este o perioadă mai grea pentru un preot care trebuie să facă și vizita misionară, trebuie să mai stea și seara, să mai facă și... Dar totuși n-ar trebui să aștepte până la sfârșitul liturgiei de a treia zi și după aceea să facă ce dorește? Da. Haideți să trecem pe al doilea subiect, pe a doua sărbătoare din această perioadă. Despre păgânismul anului nou nu cred că mai are rost să mai vorbim, pierdem timpul. Pierdem timpul. Ar fi bine să vorbim despre sărbătorile creștine,
pe care noi uneori, stând în Réveillon, le pierdem pentru că ne trezim la 9 dimineața, la 11, la 2, după ce am stat și am dansat perenița la televizor sau la unde mai facem noi Réveillonul. Haideți să vorbim despre, totuși despre partea aceasta păgână a pregătirii Réveillonului. Ce are creștin în el Réveillonul? Sau Réveillonul, cum se zice? Tăierea porcului, ca să vorbim și de asta, este tot un obicei păgân. Pentru că în perioada sărbătorilor de anul nou în păgânitatea, mai ales în păgânitatea romană, porcul era jertfa care se aducea zeilor. Apropo de tăierea porcului, iertați-mă că vă întrerup ideea foarte interesantă. Apropo de tăierea porcului, cum vi se pare faptul că la un moment dat, când s-a pus în discuție acea imbecilitate europeană, europarlamentară, cu asomarea porcului, cu împușcarea lui în cap sau cu moartea cât mai gentilă ca să nu sufere, s-a pus în discuție ca bisericii ortodoxe să-i se ceară părerea despre felul în care trebuie tăiat porcul, de ca și când ar exista o doctrină a tăierii porcului sau eventual o practică liturgică a tăierii porcului. Cum mi se pare? Și mi se pare că s-a și emis o asemenea părere. Ceea ce mi se pare absolut halucinant, stupefiant. Cum mi se pare această idee? E o mare prostie. Nu? O mare prostie, nu-i treaba bisericii. Deci biserica nu se ocupă cu cine taie porcul, cum taie porcul, cum ține cuțitul. Da, până asta e că nu, dacă era un gest liturgic, da, mai puteam să, cum ar fi, spre exemplu, mormântarea, unde, într-adevăr, da. Uniunea Europeană acolo ne-a stricat rău obiceiurile. Schingiuirea obiceiului de mormântare trebuie, într-adevăr, discutat. Dar ăsta, trecând peste faptul că există această semi-blasfemie la adresa Sfântului Ignatie, cu îngrășarea, cu porcul, cu Ignatul. Deci este o blasfemie puțin nerușinată. Mă rog, e pleonastic să spui că e o blasfemie mai puțin sau mai mult nerușinată. Dar trecând peste asta, cum se întrebi Biserica Ortodoxă, domnilor, cum vă sunteți de acord cu asomarea sau ați vrea cuțitul? Adică, totuși, nu este natural, nu? Mi se pare natural să întrebi? Nu e absolut natural și cred că să urmeze și alte nebunii de genul ăsta. Da, majoritatea sunt dictate pentru că prima dată intră pe cale civilă și biserica își face un prost obicei din a le accepta și a le îmbiserici. Da, și a le căuta de explicații duhovnicești, ceea ce este inacceptabil. Inacceptabil. E ca și cum am păcătui, neamul întreg păcătuiește și biserica încearcă să caute soluții și în loc să mântuiască neamul, ca și cum încearcă să scape neamul printr-o minciună. O să face așa ceva. Una dintre minciunile, colaborăm cu comunismul, că anumite ne pierdem ființa. Exact. Urmează o scurtă pauză publicitară, dar aș vrea să le luăm de acolo de unde v-am întrerupt eu cu nerușinare, unde începam să vorbim despre Réveillon, despre Revelion, despre păgânismul în această sărbătoare a Revelionului, și să facem o precizare aceasta că în timp ce noi ne preocupăm ce șampanie să cumpărăm și ce dresuri să le punem pe noi, creștinii practicanți de fapt stau în biserică și îi aduc cinstirea cuvenită Sfântului Vasile cel Mare după o foarte scurtă pauză.